Viezure, melivor sau bursucul de miere și călugărița. Să fim de acord, sunt cele mai neînfricate animale din lume. Și dacă viezurele nu cunoaște frica, călugărița totuși uneori se teme pentru viața sa. Păi și normal, chiar ar trebui, în două situații măcar. Pe prima o cunoașteți și fără mine, după împerechere masculin mor. Unele femele le mănâncă capul după prima noapte de dragoste, dar mai există încă o situație și asta nu lasă călugărițelor nicio șansă de supraviețuire. Priviți atent ce se va întâmpla în curând. În mâna acestui om se află o călugăriță simplă, deși acestea nu prea iubesc apa. Urmează o scenă dintr-un film horror. Apariția unui animal nevertebrat care este capabil să-și supună complet mintea și corpul călugăriței. Înainte ca asta să se întâmple, acest vierme horsehair, tradus din engleză vierme păr de cal, trece un drum destul de dificil ca să ajungă la punctul final și să realizeze planul său. Totul începe cu ouăle depuse în râu sau iaz. Cu timpul se dezvoltă în larve, care sunt mâncate de alte insecte acvatice. Mai degrabă, cred că le mănâncă. Larvele viermelui păr de cal au nevoie doar de o scuză pentru a nimeri în corpul cuiva. Când ajung acolo, se bagă în carnea gazdei, se ghemuiesc și își cresc o coajă tare, apoi așteaptă. Larva nu are de așteptat de obicei prea mult. Insecta se maturizează, crește aripi și iese din apă. E foarte la îndemână, căci larva viermelui are planuri mari pentru viitor. Are nevoie ca insecta care o poartă pe ea să fie mâncată de o călugăriță. Și atunci începe viața adevărată a unui vierme matur. Viața unui parazit înfricoșător. Dar scopul principal al oricărui organism viu este de a lăsa urmași. Paraziții parazitează nu fiindcă sunt răi. Asta este adaptarea lor evolutivă, așadar pentru a lăsa urmași, viermele trebuie să nimerească în apă. Călugărița trebuie să meargă la apă, deși de obicei preferă să stea departe de ea, ca să nu devină o țintă ușoară pentru păsări și pești. Viermele păr de cal trebuie să facă anumite eforturi. El influențează substanțele chimice din creierul călugăriței, care fac insecta să rătăcească necugetat până nu ajunge la apă. Dar călugărița nu doar cade în apă, ajungând lângă ea nimerește sub altă influență, cea a luminei, care se reflectă de pe suprafața apei și astfel insecta sare acolo. Viermele păr de cal iese din insectă și înoată în altă parte, unde să se reproducă desigur că și să găsească noi victime. Dar ce simte călugărița în acel moment? Putem doar să presupunem. Niciuna nu ne va povesti despre sentimentele sale, dar iată câteva fapte. Larva se transformă în vierme hrănindu-se cu grăsimile din corpul purtătorului său, iar ele sunt niște surse de energie, așa că călugărița se oprește totalmente din dezvoltare. Nu mai crește, nu se mai înmulțește și probabil că se simte foarte obosită, dar asta oricum nu e de ajuns. Viermele trebuie să facă așa ca pe drum spre apă purtătorul lui să nu fie mâncat, așa că face ca victima să se comporte maxim de atent. Asta nu ține doar de călugărițe. Victimele acestor viermi devin și alte insecte, de exemplu greierii. Pe ei, viermii îi fac să tacă, să nu mai ciripească așa cum suntem noi obișnuiți, fiindcă acest sunet atrage prădătorii. În afară de asta, unii oameni de știință consideră că victimele se împart și cu sistemul lor imunitar, ca să le mențină sănătatea și să nu-i ucidă mai degrabă. Iată așa grijă! Necătând la faptul că viermele înăuntrul purtătorului poate crește până la 60 de centimetri, însă și prada nu crește în dimensiune. Dar asta nu înseamnă că insectele afectate de paraziți arată la fel ca restul. V-am mai spus că acești viermi se hrănesc cu grăsimi și le încurcă pe victimele sale să crească într-adevăr. Chiar și greierii sau călugărițele infectate arată mai degrabă ca niște adolescenți. Au niște picioare și aripi mai scurte, antene modificate. Pe scurt, dacă veți pune alături o insectă afectată și una normală, veți înțelege dintr-o dată cine dintre ele suferă.
Și aici apare o întrebare. Ce se întâmplă după? Acești viermi păr de cal cresc într-adevăr mari și se pare că nicio ființă vie nu e capabilă să supraviețuiască așa vecin. Odată ce viermele părăsește organismul purtătorului, atunci el trebuie să moară imediat. Așa ne-am gândit și noi, dar am aflat apoi că de fapt greierii și călugărițele sunt în naibii de tenace. Da, pot să se înnece luați de curentul puternic, dar în rest insectele pot supraviețui acești viermi, chiar câțiva deodată. Călugărițele infectate devin normale și trăiesc o viață normală, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Dacă stăm să ne gândim, unica variantă de a scăpa de paraziți pentru insecte e pur și simplu să aștepte până când vor ieși singuri. Evoluția nu le-a oferit niciun plan B. În schimb, acest viețuitor al lumii acvatice, Elysia marginata, a primit un plan de rezervă. Se pare că folosește cel, dar cel mai straniu mod de a scăpa de paraziți. Își aruncă corpul, serios, dintr-o parte arată ca o decapitare. Tot ce rămâne din creatură e doar capul, care nu e atins de paraziți. Peste câteva zile începe să crească corpul, iar deja peste 3 săptămâni își revine la 80%, inclusiv toate organele interne. Noul corp este copie exactă a celui vechi, care a fost infectat de paraziți, însă acum e sănătos. Dar cum este posibil una ca asta să trăiască doar capul, fără inima și alte chestii necesare, vital de necesare, sau nu? Pentru separarea corpului de cap, Elysia marginata are nevoie de câteva ore. După asta poate exista ca un cap, încă câteva săptămâni. Parțial, acest lucru se datorează capacității moluștei de a fotosintetiza. Se numește cleptoplastie. Animalul păstrează cloroplastele din alge în organism și ceva timp acestea continuă să fotosintezeze. De parcă nimic nu s-a întâmplat, dar nici eu nu am crezut că e posibil. Ok, dacă asta nu v-a șocat îndeajuns, iată încă un fapt care mi-a făcut capul pur și simplu să explodeze. Corpul fără cap, la fel, poate trăi încă câteva zile, sau chiar luni. Doar că un cap nou nu poate crește, în schimb, inima continuă să bată. Imaginați-vă că oamenii și-ar rezolva problemele în așa fel. Te-ai lovit de colțul patului cu degetul mic? Nicio problemă, separă piciorul și lasă să crească altul, care nu te doare. Ce absurditate! Dar animalele ce să facă? Ele nu pot să primească un medicament și să distrugă paraziții. Chiar și cele mai evoluate încă nu au evoluat atât de tare ca să inventeze medicina de plină. Sau poate că n-am auzit noi despre asta. Dacă știți ceva informații, scrieți-ne în comentarii. Apropo, oamenii de știință considerau că animalele migratoare, ca și cerbii de exemplu, pur și simplu fug de paraziți acolo unde este mai frig. Gen, dacă ești în permanentă mișcare, nimeni nu se va lipi de tine. Doar că cercetările din anul 2018 au arătat că animalele care migrează au mai mulți paraziți decât cele care se află mereu în același loc. Probabil că mergând așa colectează diferite tipuri de paraziți pe drum. Fac colecție! Așadar, creșterea unui nou corp nu este o idee atât de proastă pentru lumea animală. Pentru că, după cum ați înțeles, paraziții nu sunt doar niște creaturi care pur și simplu mănâncă din gazdele lor. Sincer vorbind, această variantă pare a fi cea mai umană dintre toate, dacă e să comparăm cu cazurile în care paraziții își transformă gazdele în zombie. Dar cum le reușește una ca asta? Pătrund în creierul animalului și îi șoptesc de toate? Acum tu nu ești tu, acum tu ești eu! De fapt, pentru a cerceta cum paraziții își supun mintea altcuiva, există o ramură aparte din știință, neuroparazitologia. Interacțiunea parazit-gazdă a apărut nu ieri, desigur că. Evoluția a avut nevoie de milioane de ani pentru a crea ceva de genul. Dar se pare că până la urmă totul se reduce la chimia complexă a creierului. La chimia foarte, foarte complexă a lui. În dependență de ce rezultat vrea să primească parazitul, afectează mecanismele neuronale prin diverse substanțe chimice. De exemplu, o ciupercă cu ajutorul unor substanțe încă necunoscute face furnicile să urce cât mai sus pe o plantă și să înghețe acolo, fără să se miște, până când ciuperca nu va îngheți insecta totalmente.
Un alt vierme parazit la fel afectează navigarea furnicii, ca asta să se urce cât mai sus pe iarbă și să fie mâncată de o vacă. Viermele păr de cal, printr-o metodă similară, conduce călugărițele în apă. Alte substanțe chimice pornesc în insecte funcția de bodyguard, așa o numesc oamenii de știință. Dar eu aș spune că substanțele chimice din creier fac omizile și buburuzele să se smucească ca nebunele, astfel speriindu-i pe prădători. Asta ajută urmașii paraziților să supraviețuiască. Și știți ce? Oamenii de știință au reușit să descopere multe specii care se ocupă de parazitismul de genul. A fost creată și o ramură științifică specială, dar înțelegerea funcționării chimicalelor încă rămâne un mister. Oamenii continuă cercetările, dar în majoritatea revistelor științifice puteți găsi articole în care e scris: apoi parazitul introduce o substanță în creierul victimei și... și ce anume introduce? Cum lucrează asta? Nu e clar. Însă cea mai studiată boală până acum rămâne toxoplasma. Este provocată de parazitul Toxoplasma gondii. Infectează rozătoarele, le oprește antipatia sau frica față de pisici și le trimite la moarte sigură. În general, parazitul de fapt trebuie să nimerească în organismul pisicii, așa că rozătoarea trebuie să-l ducă până acolo, ca un taxi. Dar atâția paraziți rămân a fi un mister adevărat. Să luăm de exemplu sacolina. Ați auzit despre el sau ea? Este un rac care arată ca o scoică. Dar spre deosebire de majoritatea scoicilor care se prind de stânci și filtrează hrana de apă, sacolina a evoluat pentru a deveni parazit. Larva microscopică a ei caută un crab, care nu suspectează nimic. Apoi se atașează de cea mai vulnerabilă parte a carapacei și, după cum este așteptat de la un parazit cool, intră în stăpânirea corpului și minții proprietarului său. Privează crabul de la reproducere și apoi îl transformă într-o dădacă grijulie, care percepe urmașii sacolinei drept urmașii săi și nu contează dacă victima parazitului e mascul. Aceleași substanțe chimice secretate vor influența asupra hormonilor și vor convinge săraca creatură să creadă că e femelă și trebuie să se comporte ca una. Dar să fim de acord, asta e chiar foarte cool! Poate cineva dintre voi, prieteni, se va interesa atât de tare de parazitologie că va dezlega misterul compoziției acestor substanțe chimice care modifică mintea animalelor. Cine știe? Prieteni, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!